Bună seara, Irina! Bun găsit tuturor! Din seria Nu-i pentru cine se pregătește, ci pentru cine se nimerește, iată că s-a produs această răsturnare de situație în cazul sentinței Roșia Montană și de aici a început un adevărat scandal pe scena politică românească, dinamitată practic de această sentință, pentru că ea este exact opusul a ceea ce previzionau, știți foarte bine, importanți demnitari ai statului român. S-a ajuns la faza plângeri penale, sesizarea burselor în momentul ăsta, pentru că opoziția a prins brusc aripi și spune că toate declarațiile astea cumva în contra României au fost făcute cu niște intenții dubioase. Noi o să discutăm în emisiune în ce măsură cazul ăsta poate fi o lebădă neagră pentru politicienii de la putere, care, iată, sperau probabil, cel mai probabil, să adune capital politic criticând fostele guvernări și, ei bine, pare că decizia asta se întoarce cumva împotriva lor atunci când vorbești, iată, prea mult de rău și se întâmplă altfel, s-ar putea să decontezi lucrurile astea. Discutăm despre toate în actualitatea, ne uităm și la tevatura cu stabilirea candidatului unic pentru primăria Capitalei. Din semnalele pe care le avem, cele două partide din coaliție, PSD și PNL, sunt tot mai decise să meargă dimpotrivă cu candidați separați, pe cont propriu. Interesant ce bătălii se poartă la nivelul fiecărui partid. O să o vedeți pe doamna Firea, care nu renunță sub nicio formă la această bătălie pe care o poartă, să fie desemnată nu candidatul comun, ci candidatul PSD-ului, unde joacă piedone în tot filmul ăsta. Și ce e cu sondajul dat publicității astăzi de Nicușor Dan, un sondaj mai degrabă misterios, discutabil, despre el o să vorbim în actualitatea. Și nu în ultimul rând, despre criza în care au ajuns multe dintre spitalele României, o treime dintre ele sunt în pragul colapsului, sunt înglodate în datorii, nu au bani de medicamente, pacienții sunt trimiși să achiziționeze medicamente, echipamente sanitare. Ați spune că am mai auzit asta în România de-a lungul anilor, situația însă pare să fie de-a dreptul catastrofal în momentul ăsta, pentru că nici banii de la CNAS nu sunt cei pe care se sconta. Prin urmare, nu are statul ce să le dea acestor spitale care cer aceste completări la buget. Despre toate în emisiune, vă aștept! Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Victoria asta a României în dosarul Roșia Montană a generat un adevărat scandal în politica românească. Un scandal exact în sens invers celui pe care l-anticipau, probabil cu interes, unii politicieni care se așteptau, sau voiau poate, ca lucrurile să stea altfel. Cert este că acum s-a ajuns la acuzații și plângeri penale și sesizări ale burselor internaționale pe motiv că unii politicieni de la putere ar fi avut un interes în manipularea pieței. Dincolo însă de toate astea, cazul Roșia Montană are potențialul de a dinamita viața politică în apropiere de alegeri și vom discuta despre posibilele implicații imediat. Avem și informații de ultimă oră legate de această candidatură pentru București, legate de lista comună pentru europarlamentare. Vi le prezint imediat. Mai înainte, invitații noștri, Cristina Trăilă, deputat PNL, bună seara. Răzvan Chiruță, jurnalist, redactor șef Press Hub, bună seara. Claudiu Năsui, deputat USR, bună seara. Și Florin Spătaru, consilier de stat PSD, bună seara. Mulțumesc foarte mult tuturor. Informațiile de care vorbeam, purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, spune astăseară că cel mai probabil cele două partide, PSD și PNL, vor avea candidați separați la primăria Capitalei. Asta ar fi informația numărul 1. Informația numărul 2, s-a stabilit capul de listă pentru europarlamentare în persoana doamnei Ramona Chiriac, șefa reprezentanței Comisiei Europene în România. Vorbim și despre doamna cu pricina, probabil că toată lumea acum să caută, să uită cine o fi, cine o fi, n-am auzit, nu ne interesează. Dar ne interesează cu siguranță ce se întâmplă la primăria București, domnule Spătaru. E tranșată chestiunea? Nu, deocamdată nu. Mai sunt câteva zile în care se va veni cu o decizie în acest sens. Au fost discuții, într-adevăr, în coaliție în cursul zilei de azi. Bineînțeles că se evaluează care e varianta cea mai bună, atât pentru coaliție cât și pentru cele două partide.
în parte și se analizează situația Bucureștiului, care este complet diferită față de alte orașe. Și bineînțeles că vedem și o infectare a mediei cu diverse sondaje în care unii apar peste noapte ca fiind pe locul întâi sau la egalitate cu actualul primar. Tocmai de aceea este important ca noi... Deci este infectare că ați comandat și noastră sondaje o grămadă este, și alte partide și alte instituții și agenții de presă. Ce e infectare? Dacă reflectă realitatea, acel sondaj care a apărut chiar azi când se discuta în coaliție despre alegerea unui candidat la primărie sau unor candidați separați. Important este ca sondajul noi... dat de Nicu Șordan, ziceți. A, păi și ce v-a dat planurile peste cap? Sondajul ăla care arată pe pietone pe primul loc? Capul, doar arată o situație care, din punctul meu de vedere, dar nu reflectă. Dar ce primul sondaj care arată pe pietone pe primul loc? Acum iertați-mă că din câte mai știu eu, partidele și-au mai comandat sondaje și arătau mai multe pe pietone pe primul loc. Important este ca până joi să avem o analiză foarte corectă dacă vom merge pe candidaturi separate, care este cel mai bun candidat pe care fiecare partid îl poate propune. Dacă se va merge pe o candidatură comună, atunci, bineînțeles, că se va lua o decizie în acest sens. Da, e o rupură, în ceea ce privește Ramona Chiria, cred că okay, cine nu știe cine este Ramona Chiriac, înseamnă că nu s-a interesat foarte mult de politică. Doamna Chiriac este... Lăsați care timp să se intereseze toată lumea de Ramona Chiriac, că, mă rog, nu cred că... Da, este șefa reprezentanței permanente și cred că a avut contacte cu toți comisarii europeni, o parte din ei care vor fi probabil comisari europeni și în viitoarele... Discutăm și de lista asta comună. Până atunci, doamna Trăilă, e ruptura definitivă la povestea asta cu capitala? Nu, absolut. Este exact cum a spus și domnul Spătaru. Trebuie găsită varianta cea mai bună atât pentru coaliție, cât și pentru fiecare parte în parte. Electoratul din București nu este electoratul de la Bihor, nu este electoratul de la Iași, nici electoratul de la Galați. Adică aici vorbim de, în primul rând, de platforma care a existat până în acest moment. Să nu uităm că Nicușor Dan, până la urmă, a candidat independent, chiar dacă susținut de PNL, USR la momentul respectiv. Cumva, la nivelul Bucureștiului, nu este conturată o majoritate din partea unui anumit partid sau a unui anumit candidat, pentru că, iată, sondajele ne arată diverse variante. Noi discutăm acum de filozofia de a avea un candidat comun cele două partide sau de a avea fiecare candidatul lui. Noi discutăm de filozofia de a câștiga primăria capitală. Am înțeles. Păi cum? Și atunci, a avea un candidat care să reușească să câștige primăria capitală. Din partea ambelor partide? Din partea ambelor partide sau separat. Vom vedea exact cum vom gândi. Păi un nonsens aici, iertați-mă. Păi un candidat care să câștige nu poate fi al fiecărui partid în parte. Nu. E ori comun, ori doar unul o să câștige. În ideea în care gândești o majoritate după alegeri între PSD și PNL, trebuie să-ți maximizezi acele voturi pentru o astfel de majoritate în Consiliu. Deci noi nu privim strict doar persoana primarului în acest context, ci și o majoritate care se va contura ulterior. Pentru că fără un vot majoritar în Consiliu, iată ce avem acum. A treia oară când pică bugetul capitalei și nu este ușor pentru un primar și știm bine din istoria atâtor primari ai capitalei că fără un consiliu care se oferă această majoritate nu va putea să-și ducă la bun sfârșit proiectele și e păcat pentru bucureșteni. Spre ce ne îndreptăm, Claudiu Năsui? Acum, eu nu pot să știu care sunt jocurile și negocierile care se mai fac la PSD și PNL, ci pot să spun este că victoria domnului Nicu Șordan, eu cred că va exista și cred că va rămâne pentru al doilea mandat. Motivul pentru care nu are majoritatea în Consiliu și a avut-o până acum este, de fapt, pierderea voturilor PNL, care n-au mai votat bugetul cum au făcut-o deja până acum. Și asta dintr-o tentativă, probabil, de a sabota, de a bloca, de a eroda cumva încrederea în el, sperând să câștige electoral pe seama aceasta. Dacă vor avea mai mulți candidați, eu cred că Nicu Șordan n-are nicio problemă. Oricum este un om care astăzi chiar a pus pe pagina sa de Facebook, ați văzut un sondaj în care n-apare el pe primul loc, apare domnul Piedone pe primul loc. Deci omul e onest, pune toate cărțile pe față, măcar știm care este treaba, chiar dacă eu consider că n-a făcut bine neapărat să pună un sondaj în care nu e el pe primul loc. Nu, a preferat să fie onest și să arate adevărul, ceea ce e un lucru bun. Bun. Nu s-a ajuns la o concluzie, Răzvan, până acum în legătură cu candidatul ăsta comun.
Ne-a spus fiecare parte pe cine testează, dar mă rog, Tudose într-un interviu ne-a zis săptămâna trecută că PSD-ul testează și pe piedone. Astăzi domnul Ciucă, care a vorbit cumva despre ambele partide, a zis că nu. Și stăm și ne întrebăm oare ce-o fi aici, de fapt. Bun. De ce n-au ajuns oamenii ăștia la o înțelegere în coaliție? Pentru că, totuși, fiecare dintre aceste partide vrea ca candidatul, probabil, să fie al lui. Adică, din câte știu, de exemplu, de la PNL, domnul Burduja chiar și-ar dori foarte mult să fie el candidatul. Doamna Firea, la rândul ei, își dorește foarte mult. Nu am văzut deja niște atacuri ale dumneai la PNL, chiar azi, dacă nu mă înșel, în care critică PNL-ul. Și atunci e o bătălie, în primul rând, a orgoliilor foarte mare, în care fiecare dintre acești candidați, bun, potrivit tuturor sondajelor, domnul Burduja are puține șanse să-l bată pe Nicușor Dan, doamna Firea are mai multe. Dar cu toate astea, fiecare vrea. Interesant din sondajul ăsta al lui Nicușor Dan este că nu apare doamna Firea aici. Adică în sondaj, dacă ne uităm, este doar Cristian Popescu Piedone, Nicușor Dan și după aia e Burduja. Doamna Firea nu e sondată în sondajul ăsta. Și aici apare cumva misterul legat de acest sondaj. Eu cred că s-a prezumat că doamna Firea nu va fi pe liste, pentru că e acolo o formulare în întrebare dintre candidații, sau dacă următorii candidați ar participa la alegeri. Și atunci poți să te gândești, cineva a zis, domnule, dacă nu e, înseamnă că doamna Firea nu ar participa la alegeri, sau e deghizată în acel 1% de acolo, de la sfârșit? Nu, greu de crezut. Eu cred că domnul Nicușor Dan a început să învețe politică și a lăsat intenționat acest sondaj pe piața, așa, cu Cristian Doru Popescu. Cristian Popescu Piedone, primul loc. Tocmai cumva ca să, hai să nu zic să bage zezanie, dar oricum poate chiar să-i sperii și pe unii bucureșteni. De ce nu? Unii dintre bucureștenii care ar putea vota pe Nicușor Dan și care acum sunt oarecum resemnați sau, eu știu, dezinteresați. Adică ce ar fi un fel de capacitare, mobilizare a electoratului? Domnule, uite, atâta ne mai desparte, mai puțin de un procent, m-ar despărți de piedone, deci hai, mobilizați-vă. Cristian Popescu Piedone. Da. Piedone. O să rămână asta. Piedone, totuși, în afară de faptul că e un bun showman și face show-uri foarte frumoase pe Facebook, un succes teribil la public, are totuși foarte multe probleme care sperie o anumită tabără, o anumită parte din electoratul bucureștean. Dar oricum, este știut că alegerile în primul tur avantajează pe primarul în funcție, iar PNL-ul are o experiență nefericită acum din 2016, când tot așa, până s-a hotărât care să fie candidatul, a venit cu vreo 4 candidați și în cele din urmă Cătălin Predoiu a fost ultimul și a ieșit cu un scor rușinos la vremea respectivă. Deci, din punctul de vedere, în momentul de față, tot ceea ce se întâmplă în zona PNL, PSD și Piedone îl avantajează pe Nicușor Dan, care e clar, s-a conturat clar ca un candidat. Aici încă se mai discută. Și, într-adevăr, Piedone rămâne, înțeleg, din toate sondajele, cel mai mare pericol pentru Nicușor Dan în momentul de față. S-ar putea ca Firea, de exemplu, deși ea se prezintă sau crede că are șanse, să nu stea chiar atât de bine în sondaj. Apropo de ce zice doamna Firea, că e foarte probabil ca ea să fie candidatul PSD pentru primăria Capitalei, în ipoteza în care se merge totuși cu candidați separați, variantă spre care, repet, se pare că ne îndreptăm potrivit spuselor purtătorului de cuvânt al PSD-ului. Hai să vedem pe doamna Firea cum își pledează cauza. Pare că nu e nici pe departe ultima bătălie pe care o duce doamna Firea pentru a-și impune această candidatură. Această legare pe care eu o consider forțată între celelalte tipuri de alegeri prezidențiale, parlamentare și alegerile locale din București, cred că acest lucru nu este apreciat de cetățeni și eu merg zilnic în București, în toate cartierele. Vreau să vă spun că am realizat și cercetări sociologice cu mai multe case de sondare, dar merg foarte mult în București, în cartiere, și oamenii îmi spun să candidez. Normal ar fi să avem candidaturi separate. PSD candidat în persoana mea. Deci PSD candidat în persoana mea, am impresia că doamna Firea nu vrea să lase nicio șansă altcuiva în PSD, domnule Spătaru, să bate cu ghearele, cu dinții. În sondaje, are din partea Partidului Social Democrat are cele mai mari șanse la primăria Capitalei și e normal. Este președinta PSD București, a fost primarul în funcție.
cred că e un candidat foarte puternic și e, în condițiile actuale, pe baza sondajelor, că nu o să propune pe cineva care va pierde, da? Vom propune pe cineva care are șanse să câștige. În condițiile în care vor fi candidați separați din partea PSD și din partea Partidul Național Liberal, normal că doamna Firea are cele mai mari. Doamna Firea este în continuare candidatul PSD în această variantă? Adică e, s-a zis la un moment dat că e singura... Nu vă pot confirma în acest moment că doamna Firea va fi candidat. Nu că va fi, doar că dar e varianta de candidat a PSD? Are, să zicem, cele mai mari șanse. Păi nu, e singura. Și atunci eu întreb, când, dat fiindcă era singura, domnul Ciolacu zicea cu o lună, cu două luni, da, având în vedere că e singura care a zis că vrea să candideze, doamna Firea e candidatul nostru potențial la primăria capitalei. E, continuare... e o decizie care va fi luată în de către partid, dar așa cum arată toate sondajele și faptul că doamna Firea își dorește, da. Dar o decizie finală va fi luată de către de partid. Atunci când se vor stabili, bineînțeles, în consultare cu Partidul Social Democrat, cu filiala din București, se va lua această decizie. Dar e normal, uitați-vă, și apropo de că tot spuneați de că eu consider că acel sondaj e o infectare. Gabi Firea nu apare în sondajul lui Nicu Șordan. De ce? Că probabil că ar fi ajuns pe locul 3 sau nu înțeleg. Nu știu, eu am văzut sondaje în care apăreau candidați care n-au zis niciodată că vor candida, cum era, de pildă, Laura Codruța-Kiovici la președinția României sau Maia Sandu. Iertați-mă, deci dacă și alea le considerați infectări... Nu poți să iau un astfel de sondaj în care cineva care a și fost primarul capitalei și care își dorește să candideze nu apare în acel sondaj. Și atunci, da, vom lua o decizie și în funcție de discuțiile pe care le vom avea în coaliție, în așa fel încât Partidul Social Democrat să aibă un câștigător dacă va avea un candidat propriu. Deci suntem aici. Fiecare partid speră să aibă candidatul cel mai bun cu care să ia fața celorlalți. Deja se vorbește din ce în ce mai puțin spre deloc despre varianta unui candidat comun care să facă chestia asta. Acum e pe principiu fiecare... Nu las chiar așa, pentru că v-am spus că urmează o rândă de discuție până la sfârșitul acestei săptămâni. Pe piedone îl măsoară PSD-ul? Păi, pe piedone cu ce să-l măsoare PSD-ul? Păi nu știu, domnul Tudose așa zicea, că îl măsoară. Dacă îl măsoară, de ce îl măsoară? Păi da, piedone nu este membru PSD. A fost membru PSD. Păi, a plecat. Să se ralieze în spatele lui PSD-ul sau PSD plus PNL sau eu știu. Atât timp cât noi vom pleca, vom avea candidat propriu, dacă va exista acest scenariu, este normal să fie un membru PSD. Eu stau și mă întreb, de ce ar fi scăpat domnul Tudose informația asta într-un interviu, domnule Năsui, că domnul Tudose nu vorbește așa întâmplător. Vorbește mai colorat, e adevărat, dar nu vorbește degeaba. Și atunci stau și mă întreb, în momentul în care zici o măsurăm pe Firea, măsurăm și pe piedone, stau și mă gândesc de ce. Bun, acum știți cum e... Nu e vocația mea să neapărat să comentez ce se întâmplă la PSD, dar acolo lucrurile sunt destul de clare, pentru că e un război și intern între domnul Ciolacu și doamna Firea. Domnul Ciolacu vrea să o execute pe doamna Firea și atunci cumva vrea să fie cât mai sigur că nu va fi primar, pentru că din poziția de primar poate să-i atace președinția. Asta acum e treaba lor cum își gestionează. Păi și ce rost ar avea să-l propună pe piedone, care, mă rog, electron liber, nu știi niciodată. Păi mă rog. Cât mai mulți care mai iau voturi de la Firea, cu atât mai puține șanse să iasă doamna Firea. Dar nu e treaba mea să fac acest gen de analize, este treaba lor că fiecare partid până la urmă și alege candidații. Noi ne-am ales candidatul, mergem înainte cu Nicu Șordan, suntem siguri că pe 9 iunie o să fie oamenii care vin să-l voteze și pe Nicu Șordan și lista condusă de Dan Barna la alegerile europarlamentare și suntem siguri că va ieși un scor foarte bun și că domnul Nicu Șordan va câștiga. Bun, hai să vedem o declarație a domnului Ciucă din această seară de la intrarea la discuțiile astea din coaliție, din care să vedem dacă această idee a candidatului comun nu cumva primise nu încă dinainte. Facem analiza datelor care vor fi rezultate în urma sondajelor și în funcție de acestea vom lua o decizie. Pe de altă parte, liderii Partidului Național Liberal cu care am discutat în ultimele zile spun că dacă PSD ar susține un candidat PNL pentru primăria capitalei, atunci ar putea fi un cadou otrăvit, un măr otrăvit în ideea că ulterior vă vor cere susținerea la alegerile prezidențiale. Vă temeți de acest lucru? Aici nu suntem într-o poveste să ne
jucăm cu mărul otrăvit. Aici suntem într-o realitate și realitatea este cea pe care o dau românii la vot și trebuie să ținem cont de acest aspect mai mult decât tot ce... Deci ce înțelegem de aici, Răzvan? Nu știu, inclusiv ideea că n-au vrut să facă acest târg. Domnule, dacă dăm noi candidatul la PMB, poate voi o să vreți candidatul la președinție din partea voastră a PSD-ului, hai să nu intrăm în asta. Bun, dar nu e lămurită treaba asta, că a reținut că parcă cumva se pare cum lămurită. Dar ideea este că, în orice deci, cred că pentru domnul Ciolacu, perspectiva cea mai rea în acest moment este ca doamna Firea să câștige primăria. Pentru că domnul Ciolacu așa și ostilizat-o în tot acest timp și vedem și acum furia dumneai și o funcție ca cea de primar general al capitalei, iar da postura în care să atace cu mai multă forță scaunul lui domnului Ciolacu. Deci din acest punct de vedere potențial o susținere a unei candidaturi a lui Piedone l-ar avantaja pe domnul Ciolacu din toate punctele de vedere, pentru că scapă de Firea, da? Care nu mai primește o funcție importantă în politică importantă. În același timp, PSD, dacă acum arată sondajele, câștigă primăria prin Piedone, pe care îl susțin, și domnul Ciolacu este liniștit și poate să-și continue drumul spre candidatura la prezidențiale. Dacă e pe de altă parte să analizăm între cele... Adică, cred că pentru aceste partide... Cea mai proastă soluție ar fi să meargă fiecare cu candidat propriu, pentru că, clar, nu au nicio șansă. Pentru că, pentru că sunt acum vor fi foarte mulți candidați și sunt foarte mulți candidați care își au votul cam din același bazin. Doamna Firea cu cei de la AUR, care deja AUR merge cam pe aceeași politică. Ce te faci dacă intră Firea și Piedone? Firea, Piedone și pe partea elaltă Nicușor Dan Burduja. Păi, Firea Piedone, cred că e colorat, nu știu. Firea Piedone, mai degrabă, sunt dezavantajați amândoi, pentru că clar se adresează aceluiași electorat. E în mod evident. Bun, dar... ei se fărâmițează între ei și... Păi n-am putea să nu putem... La cât e supărată doamna Firea, dacă nu o pun candidat, poate candidează și independent. Pare că ea este hotărâtă să candideze cu orice preț. Nu știu, adică... ce ziceți, domnule Spătar? Nu e exclus nici asta, nici varianta asta. Firea a spus foarte clar că va respecta deciziile partidei. Este o persoană disciplinată. Da, dar am mai văzut răspunerea de situație. Am auzit de la domnul Năsui că în PSD se execută unii pe alții. Nu se execută nimeni pe nimeni, îmi pare rău. Deci în momentul în care vom... În momentul acum care încercați să repetați asta, dar serios. Nu, toate partidele se execută. Ceea ce vreau să vă spun este că dacă vom avea un candidat al Partidului Social Democrat care va câștiga primăria capitalei, asta nu înseamnă că cineva va fi afectat sau că există un joc de imagine. Am spus foarte clar că dacă avem un candidat bun care va câștiga primăria capitalei și acum, în condițiile actuale, pe baza sondajelor, Gabi Firea are... Categoric, da, ea e cea mai bine poziționată. Este cea mai bine poziționată, bineînțeles că partidul va... Eu o să fiu Gabi Firea în momentul ăsta, m-aș întreba, domnule, ce le-a luat ăstora atât de mult... mă propună dacă într-adevăr să va ajunge la soluția asta. Adică aș avea mari semne de întrebare legată de loialitatea colegilor mei din PSD. Să zic, doamne, când le-a ajuns cuțitul la os, când nu s-a mai putut altfel, când a amenințat Piedone că vine peste noi, când ailaltă, hop, s-au găsit în sfârșit să mă propună. Bun, dar PSD n-are alt candidat care să câștige în afară de doamna Firea, decât dacă l-aduce pe Piedone. Adică în interior, în momentul de față, pentru București, PSD-ul n-are pe nimeni. Iar dintre cei doi, între PSD și între Firea și Burduja, evident, doamna Firea stă la distanță mare de Burduja. Burduja a intrat târziu în această cursă. Nu are nicio legătură cu Bucureștiul cumva, adică el, na, cu ce a făcut el ca să... Păi Nicușor Dan a fost primar, doamna Firea a fost primar. PSD, PNL București. Da, dar nu e perceput ca și a avut... Adică este te trezești... tânăr și abia a preluat acest mandat. E tocmai, are timp să mai candideze în urmă anul 2028. E firesc să nu fie perceput precum doamna Firea, care a fost primar. În mod evident. Pe de altă parte, eu totuși mă întreb, având în vedere că totuși discuțiile, exact cum a spus, au mers spre un candidat comun și mi-e greu să cred că decizia va fi chiar și așa în alt sens. Poate adică doamna încă Firea... mai sperați la candidatul comun? Sigur. Poate doamna Firea își dorește altceva și poate că o astfel de analiză a acestor sondaje într-o altă cheie va ce viza... Ce să-și dorească doamna Firea altceva? Hai să vedem. Loc la Parlamentul European, credeți că o interesează pe Gabriela Firea? Nu
Ce mai e acum în preajma, adică sunt lucrurile la pachet, nu? Ce să-i se poată da asta? Da, nu știu. E de văzut. Până joi avem timpul să analizăm, să vedem exact care. Mă înșel eu, doamna Trăiesc, sau detectez așa o undă de, nu știu, de neliniște în glasul dumneavoastră? Poate doamna Firea poate fi convinsă să nu candideze și să-și dorească altceva, să primească altceva? Este posibil acest lucru. Este posibil, dar PNL-ul e speriat de ipoteza asta să candideze Gabriela Firea? Nu, Sebastian Burduja e foarte hotărât în demersul lui. Până la urmă și asumă asta, o astfel de candidatură, e președintele PNL București. Ca atare vom vedea exact ce va ieși din această negociere. Dar noi avem o situație încurcată la sectorul 1, domnule Năsui, cu actuala primăriță Clotilde Armand, care astăzi s-a trezit inculpată, potrivit spuselor proprii, în dosarul ăla de incompatibilitate, nu mai e cercetată, e inculpată. Acum că s-ar fi aflat în incompatibilitate cu o societate, mă rog, și așa mai departe. Întrebarea este, e fix în pragul acestor... E candidat, nu, doamna Clotilde Armand, la sectorul 1? Sau și mă întreb, poate domnul Burduja revine la sectorul 1 în calitate de... Iarăși, nu pot, mi-e greu să comentez, mă întrebați înainte de PSD, candidat. S-a supărat și domnul Spătaru, acum cu... trebuie să perele, adică pot să speculez, cu... dar... Nu cu ecuația știu, în care sunt și candidații dumneavoastră. Ce pot spune este că domnul Burduja va pierde aproape cu siguranță dacă candidează la primăria București, la cum se arată, la cum arată lucrurile. Nu știu dacă chiar își dorește să facă lucrul sau nu, dar iarăși, asta este alegerea adânșilor. Eu cred că și doamna Clotilde Armand și domnul Radu Mihaiu, care este primarul nostru de la sectorul 2, au prima șanse pentru a recâștiga primările, așa cum și domnul Nicu Șordan are prima șansă pentru a câștiga primăria generală. Apoi, mai multe calcule, să vedem pe cine, dacă sunt candidați comuni sau nu. S-a spus mai devreme că ar avea același bazin electoral domnul Burduja și domnul Nicu Șordan. Nu cred, pentru că în București, în deosebi, electoratul PNL a fost foarte deranjat de alianța cu PSD. Adică, ultima oară, totuși, acest electorat a venit în contextul unei alianțe care se forma pe dreapta, împotriva PSD. Asta înseamnă că electoratul nu este comun. Indiferent de nemulțumirea sau nemulțumirea. Cred că nu mai e comun. Cred că cei care au rămas sunt, de fapt, cei care ar fi rămas și care sunt de acord cu această alianță puteau pendula foarte ușor și către PSD. Cei care sunt autentici anti-PSD nu pot vota o persoană care a fost deja de două ori ministru într-un guvern împreună cu PSD și care susține alianța cu PSD și care, oricum, în felul cum ni se prezintă lucrurile acum, ultima oară era votați PNL ca să scăpați de PSD, acum este votați PNL ca să dăm o majoritate PSD. Adică e totuși total alt mesaj și alt context. Și de aceea nu m-ar mira să văd nici candidați comuni, cum spune doamna Trailer, nu cred că domnul Nicu Șordan câștigă în orice candidatul scenariu. Candidatul comun care ar putea să fie? Ia să ne lămurim. Ar putea să fie doamna Firea, domnul Piedone, domnul Burduja. Pe PNL-ul înțelegem că în spatele doamnei Firea nu. Și atunci ne mai rămâne PSD-ul în spatele domnului Burduja, știți, da. Știți, acesta nu. E un nu până când e da. Nu, eu nu pot să bag mâna în foc că ce ne spune nici PSD, nici PNL va fi așa și în trei zile de acum. Da, stați puțin că invitații noștri de aici, de la PSD și PNL, tocmai ne spun că trebuie, că se tot măsoară în sondaje. Oricum ai da-o în acest moment, domnul Burduja n-are cum să se ridice nici la cota doamnei Firea, nici la cota lui Piedone, nici la cota lui Nicu Șordan și atunci despre ce mai vorbim? Candidatul comun mai poate fi Burduja, domnule Spătaru? Dacă are cel mai prost scor din toate? Cum să mai fie? Da, nu știu să vă... Dați cecuri în alb din astea de creștere potențială? Nu știu, sau? Nu știu să vă dau un răspuns în acest moment. E o discuție care se poartă în coaliție. Asta e pe cel mai onest răspuns. Lucrăm cu declarațiile dumneavoastră și punându-le alături așa pe masă, toate scenariile, unele le exclud pe celelalte. Nu suntem la un joc de rulet în care punem trei oameni și încercăm să luăm pe unul dintre ei. Tocmai că nu suntem. Dacă mergem pe cartea măsurării, n-are ce căuta domnul Burduja în discuția asta. De ce spuneți că n-are ce căuta? Păi dacă are 8 și doamna Firea are, nu știu, 40? În condițiile în care doamna Firea candidează. Dar dacă doamna Firea nu candidează și maximizăm... N-ați ales doamna Firea? Vreți să vă mai pun o dată că ea vrea să candideze? Da, repet, iarăși, mă întorc la ceea ce am spus. Poate își dorește altceva. Da. Pe de altă parte, sunt de acord cu doamna Trăirea, care spune foarte clar că, de fapt, cine conduce și cine ia deciziile în Primăria Generală a Capitalei este Consiliul, majoritatea din Consiliu. Pentru că, altfel, fără o majoritate în Consiliu, ai un primar care s-ar putea să fie foarte bun, dar care nu reușește să
își treacă așa, proiectele. Pe principiul ăsta ați putea să nu puneți candidat, puneți candidat doar la Consiliul General și vedeți, faceți majoritate, oricum ar da tot majoritatea aia iese și nu mai puneți candidat la primărie. Cu siguranță vom avea candidat și vom avea candidați buni. Dar acum să vă spun, dacă unul se aliniază în spatele celuilalt, mi-e foarte greu să spun în acest moment. De ce? Pentru că e o negociere, iar coaliția va decide în acest sens. Dar nu vă supărați, dacă, să zicem, un scenariu, câștigă Nicușor Dan și nu are majoritatea în Consiliu, asta nu înseamnă că consilierii PSD, de exemplu, vor fi constructivi și vor încerca totuși să facă o viață mai bună eu pentru București? Eu cred că am fost constructivi de fiecare dată. Bun, deci vor fi constructivi. Mulțumesc. Da? Da. Deci se va putea nu face. Nu cred că au fost proiecte majore pentru București. Cred că au fost, dar pe viitor mă bucur că a zis că vor fi constructivi. Dacă tot vorbiți de proiectele astea și de majoritate, explicați-mi, vă rog, ce se întâmplă în discuția asta pe buget, pentru că motivul pentru care acest buget e trântit a treia oară, că tot căinați la începutul discuției, este că PSD și PNL, deci prezumtiva majoritate, nu se înțelege. PNL-ul a venit cu niște amendamente privind majorarea unor subvenții, ironic cumva, că se plângea domnul Burdușa de prea multe subvenții la București. Dar mă rog. Și PSD-ul a întors spatele și a plecat. Și n-a votat. Pe urmă, PSD-ul a venit cu niște amendamente, PNL-ul le-a trântit. Nu cumva cheia de fapt să fie blocaj și să nu fie nicio înțelegere? Bun, eu nu îmi doresc acest lucru și o spun în calitate de deputat de București. Să văd un buget blocat și proiectele care curg să nu fie finalizate. Acum eu sper că vor ajunge la o înțelegere atât Nicușor Dan cât și consilierii noștri generali și sper că în săptămâna următoare să vedem acest buget trecut. Da. Hai să nu uităm și la cealaltă informație importantă a serii, că doamna Ramona Chiriac, șefa reprezentanței Comisiei Europene la București, va deschide lista comună PSD-PNL la europarlamentare. Deci s-a găsit femeia apolitică. S-a găsit doamna apolitică de care au vorbit liderii partidelor săptămâni în șir. Doamna este, repet, șefa reprezentanței Comisiei Europene. Atenție, această poziție o plasează în directă autoritate a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Și atunci asta și mă întreb până la urmă, doamna Chiriac e candidatul Ursulei von der Leyen în discuția asta? Cine e doamna Chiriac pentru ecuația asta? Repet, având în vedere că nu mă cunoaște nimeni și că e un funcționar, de fapt. E adevărat. Păi chiar titlul ăsta l-are de funcționar al Uniunii Europene. Este adevărat că are acest titlu de funcționar al Uniunii Europene, dar doamna Chiriac, după cum cei care se preocupă de această zonă politică, știu foarte bine că doamna Chiriac a fost o persoană foarte activă în susținerea României către și la toate vizitele pe care comisarii europeni le-au făcut în România. Și atunci deci are un fel de rol de gazdă, iertați-mă, adică cam asta e șefa biroul, șeful biroului de aici Uniunii Europene. Eu am lucrat, noi suntem țară din UE, adică nu e ca și cum avea vreo ambasadă la cine știe ce altă. Eu am lucrat personal cu Ramona Chiriac și atunci când Thierry Breton a venit în România și credeți-mă că au fost teme pe care le-am discutat în avans pentru a putea să avem o agendă. Dar este un diplomat de carieră. Haideți să ne uităm un pic în CV-ul dumneavoastră, nu că e doar reprezentantul. Și asta e mare atracțiune a listei comune? Nu, dar pe de altă parte am încercat să găsim, păi, de fiecare dată spunem că vrem să împrospătăm clasa politică, iată societatea civilă are oameni care performează, e un diplomat de carieră, a reprezentat România într-un mod... Doamna Udobescu nu se califica la statutul, tot diplomat de... Doamna Luminița Udobescu. Din câte știu, n-are carne de partid. Și a fost o discuție care sper să rămână la nivelul respectiv și anume că miniștrii din guvernul Ciolacu nu vor fi pe listele de europarlamentari. Misiunea dumneavoastră e una amplă și e totuși ministru de externe cu niște pași pe care trebuie să-i ducă la bun sfârșit. Da, ceva mai multă vizibilitate dacă tot să opta pentru cineva care să tragă lista, doamna Trăilă. Mă gândesc și eu așa, nu știu, lucrând, repet, cu declarațiile dumneavoastră ale politicienilor. Doamna Udobescu, cât de cât e cunoscută în România, chiar și înainte de a fi ministru de externe. Sigur că da, dar repet, s-a optat pentru varianta Ramona Chiriac pentru că există această expertiză pe care o are dumneai și atunci iertați-mă, aveți o muscă în studio. Da. Și a venit prima oară. Da. Și atunci e o variantă de doamnă care să deschidă lista, opțiunea ambelor partide, astfel încât să nu fie doar dintr-o parte sau din alta. Da, Răzvan,
Ce o recomandă pe doamna... Dar nu mi se pare o idee proastă, vă spun sincer. Apropo de discuția cu Schengen și cu asta, a fost implicat în vreun fel în discuțiile pe Schengen? Adică să știe lumea de unde să o ia, să-i atribuie ceva, vreo etichetă. Bun, ea nu este domnule, doamna Chiriac e altceva decât un funcționar de la București al Uniunii Europene. Să participe la astfel de discuții. Oricum nu este o persoană cunoscută la nivel public, într-adevăr. Dar este o profesionistă. Asta nu mi se pare o soluție. Ca mulți alți funcționari din aparatul Uniunii Europene, desigur. Bun, da, dar cunoaște foarte bine cum funcționează și Parlamentul European și Comisia Europeană. Deci din punctul de vedere nu cred că e un lucru rău. Sunt pe listă oameni mai puțin pregătiți, să spunem așa, că domnul Claudiu Manda, care a avut un mandat destul de șters la Parlamentul European, văd că mai prinde un loc, de exemplu Rareș Bogdan, care în afară de faptul că e foarte vizibil, n-a pot să zic că a avut niște rezultate remarcabile la Parlamentul European. Parlament. Deci, bun, da, dar ca și activitate, nu. Dar deci doamna Ramona Chiriac nu mi se pare o soluție rea. Adică cunoaște deja mecanismul. Da, domnii pe care i-ați invocat erau, adică sunt politicieni. Ori aici s-a mers pe ideea capul de listă trebuie să fie o persoană apolitică și neapărat o doamnă. Ok, foarte bine, iată doamna. Nu e nici în politică, nici în... Este și doamnă, dar ce notoritate are? Pe de altă parte, nu vrem să aducem oameni noi în politică, că tot s-a discutat despre chestia asta, de ce nu? Dar nu să facă o figură bună la Parlamentul European. Eu vreau oameni noi, nu știu, au mai fost unii prin anii 50-60 care erau cu oameni noi și nu m-a convins. E o idee bună? Eu cred că nu e o idee bună. Lista noastră de europarlamentare e condusă de domnul Dan Barna. Nu știu, e prima oară când aud de doamna aceasta, am auzit astăzi. Deci, da, ar fi interesant de văzut o analiză CV-ului. Vă zice, domnul Spătaru, că nu urmăriți politica europeană la București. Da, bun, am înțeles. Eu ce vă spun este că lista noastră este condusă de oameni extraordinari și cu un CV foarte solid. Dan Barna a fost și vice-prim-ministru al României în guvernul Câțu. A fost președintele partidului USR, candidat la președinție și cred că va scoate un scor foarte bun și cred că dacă contrastăm calitatea oamenilor de pe lista USR, Forța Dreptei, PMP, cu cealaltă, vom vedea că sunt oameni foarte bine pregătiți. Bun, ce se întâmplă cu celelalte poziții de pe listă, domnule Spătaru? Că înțelegem că e o grămadă de miniștri din acest cabinet care și-ar dori sau au fost îndemnați să candideze și pentru Bruxelles. Nu știu să fie miniștrii care vin din partea PSD-ului care să candideze. E adevărat, am și anunțat Mihai Tudose, Claudiu Manda, Dragoș Benea, Victor Negrescu, sunt nume cunoscute. Ați văzut că au și luat atitudine și au fost activi în mandatul anterior. Dan Nica, sunt oameni care sunt în... lista noastră pentru europarlamentar. Și, și doamna Gorghiu. Dar nu e de la PSD. Corect. Ce-a spus? Da, de la PNL, da, într-adevăr, la PNL par să fie mai mulți. Doamna Gorghiu, doamna Turcan, Sărbicicula la un moment dat, doamna Odobescu, mă rog, înțeleg că nu mai e o opțiune. Finală, nu, repet, nu e o listă care să fie trecută prin birou în momentul de față, fără o decizie a biroului permanent național, nu avem o astfel de listă în momentul de față. Asta e ștampilă. Nu e o ștampilă. Eu nici am auzit, există chiar o listă așa este. Și sunt mai mulți și membrii ai guvernului pe ea. După cum ați auzit, nu există o decizie. Deci, iată că când de vine la și ștampila pe decizie, până la eu cred că decizia există, dar n-am venit pe ștampil. Mai e un drum de bătut. Da. Ne întoarcem în câteva momente, domnilor și domnilor. S-a dat această ordonanță a comasării. Automat s-a făcut și sesizarea la Avocatul Poporului din partea opoziției să fie contestată la CCR. Dar chestiunea traseismului, pe care ordonanța, mă rog, a încercat să o mai evite așa pe unde s-a putut, a rămas cu toate astea nerezolvată. Ba chiar e mare motiv de scandal în coaliție și detaliem imediat. Rămâneți cu noi! Din nou în direct, doamnelor și domnilor, informația serii, cele două partide din coaliție s-ar îndrepta spre candidați separați, după toate aparențele, la primăria Capitalei, dar s-a stabilit poziția numărul 1 de pe lista comună la europarlamentare, Ramona Chiriac, șefa reprezentanței Comisiei Europene în România. S-a dat și ordonanța privind această comasare pe fondul unui scandal care durează de săptămâni în șir, tot între PSD și PNL, legat de plimbarea primarilor de colo-colo, respectiv într-o singură direcție, de la PNL spre PSD. Toți
Cei 10 primari ai PNL-ului din județul Buzău au migrat azi la PSD. Lămuriți-mă și pe mine, doamna Trăilă, dacă se poate, cum se mai poate tranșa povestea asta și cum arată lucrurile astea pentru PNL, sfidat în continuare de PSD, în ciuda tuturor rugăminților. Bun. Articolul 33 din această ordonanță, în forma actuală, nu prevede un astfel de termen și nici acea interpretare, și anume că după data alegerilor, până la momentul validării, mai poți face vreun flic-flac. Nici nu era constituțional. Pentru că odată ales bucățica pe listă, aia s-a scos. Sigur că da. Dar bucățica dinainte? E complet neconstituțional. Dreptul de a fi ales e drept constituțional. Până la urmă, nu poți să obligi un om să candideze tot de pe lista partidului tău sau a altui partid în condițiile în care opțiunea lui poate s-a schimbat în, între timp. Și până la urmă, ok, chiar dacă ai obligat, nu se poate să obligi un om să candideze pe o funcție din partea unui partid. Suntem, mai ales că vorbim de funcții, mă refer la primari uninominale. Ca atare, dreptul de a fi ales e un drept constituțional. Nu văd unde este neclaritatea din acest punct de vedere și unde este încălcarea Constituției. În ceea ce privește validarea mandatelor, acolo s-a clarificat prin acest articol care spune foarte clar, sub condiția nulității absolute, că nu poți între momentul alegerilor și validarea mandatului să mai faci vreo schimbare, ceea ce oricum n-ar fi posibil, pentru că e o condiție absolută să-ți valideze mandatul candidând pe lista, din partea unui partid sau bun, sub sigla da, unui alt partid. Faptul că acești oameni pleacă din PNL și se duc la PSD, ce vă spune? Evident că noi nu suntem de acord cu acest lucru și niciodată n-am fost de acord de principiu cu ideea migrației. Știți bine că au fost atâtea discuții și în trecut, atunci când am avut ordonanța 55, s-a întâmplat același fenomen. Pe de altă parte, repet, oamenii ăștia nu mai trag la căruța PNL-ului. Asta e, de absolut, fapt, cheia întregii povești, nu? Adică absolut, o să tragă deci pentru candidatul la prezidențiale, la parlamentare, sigur că la da, care o fi. Sigur că da, nu poți să obligi un om să, repet, să candideze din partea unui partid dacă el chiar nu mai crede în acel partid și în opțiunile asta pe care nu acel mai crede e bună, Răzvan. Eu înțeleg că acești primari de la PNL, deși se preconizează o nouă majoritate la guvernare PNL-PSD, așa zic liderii politici, nu că și-ar dori, totuși ei n-au încredere că majoritatea asta o să-i sprijine pe ei neapărat și preferă să schimbe partidul. Rezultă că au mai multă încredere în partidul PSD. Nu? De fapt. Da, aici din punctul de vedere e un vot de blam, să spunem așa, pentru domnul Ciucă, care clar nu transmite încredere membrilor săi de partid. Și asta o știm deja că autoritatea asta este vorba despre acest lucru. Și este vorba de finanțarea unor proiecte pe care acești primari le au în teritoriu. Păi da, dar PSD și PNL sunt la guvernare împreună, deci nu putea să financeze și PNL-ul fiind la guvernare. Pentru că, iată, se întâmplă acest fenomen cu anumiți primari. Nu știu să vă dau toate detaliile, pentru că n-am o evidență exactă ce se întâmplă la nivelul județelor, de altfel se întâmplă și fenomenul invers. De a trece primar de la PSD la, de la PSD la PNL. Ca atare, dar mai puțin totuși, am văzut mai puține cazuri să treacă de la PSD de la PNL. Dar de ce îi primiți dacă nu sunteți de acord cu practica aceasta? Păi, repet, e un drept constituțional dar de a fi primiți, ales. Nu e obligația PNL-ului să primească. Dar nu e vorba de a-l primi. El candidează până la urmă, e o opțiune de vot. Nu, îți face o analiză. Nimeni nu obligă un partid să candideze din partea. Pe de altă parte, fiecare își face o analiză în ceea ce privește electoratul din comunitatea respectivă. Dacă există un favorit în acea comunitate, un om care realmente a adus ceva benefic comunității respective, nu poți să spui, domnule, nu îl primesc pentru că ce? Pentru că a fost la alte partide înainte. Da, bine, haideți să fim serioși, că deci până la urmă primează interesul comunității. Okay. Când vorbești de liste de parlamentari, e o treabă. Dar când vorbești de primari, eu cred că acolo chiar primează interesul comunității. Eu cred că primează interesul comunității și la parlamentari, dar ideea este că de-aia am intrasit. Am și o întrebare. Le promiteți lucruri pe care PNL-ul n-ar putea să le pună în practică sau care idee? Am și o întrebare. Nu înțeleg de ce în acest moment se discută despre acest traseism politic, când știți foarte bine că Partidul Social Democrat a pierdut o mulțime de primari în alegerile anterioare și nu cred că ați văzut din partea noastră o reacție atât de virulentă
Da, faptul că faptul că acești primari vin la Partidul Social Democrat înseamnă că își doresc să candideze pe aceste liste. Ce ați vrea să facem? Să noi primim? Bineînțeles că nu, dacă ei sunt buni. Da, exact. Ați avut aici argumentarea probabil că foarte multe orașe și județe vor fi liste separate. Nu că înțeleg că decizia este că comasăm listele comune, dar în funcție de localitate. Vă dau un exemplu, iertați-mă că vă întrerup, dar mi-a venit acum primarul de Alba Iulia, candidat la USR, deși fusese la Partidul Național Liberal la noi, fusese viceprimarul lui Hava, s-a dus, a candidat de la USR, s-a întors acasă. Sunt astfel de situații în care, iată, dându-și seama că nu poți să faci o echipă înăuntru unui partid, cum a fost cazul primarului nostru de la Alba Iulia, s-a întors în Partidul Național Liberal. La nivel local aici, contează foarte mult la nivel local. Eu știu de la mine, de la Iași, unde președintele PSD Iași dă comunicat după comunicat împotriva președintelui Consiliului Județean, care este președintele, președinte suspendat al PNL. La Timiș e un scandal întreg, de asemenea. Mizele este Alexandru Murat. Da, fost președinte, președintele Consiliului Județean acum, al Costel Alexei la PNL, președintele PSD Iași dă comunicate foarte virulente, foarte dure. Deci clar că acolo nu vor putea să se înțeleagă și atunci primarii simt și ei cam care va fi liderul local care câștigă. Și miza de fapt a acestor mutări ale primarilor în legătură cu ce se întâmplă la centru, sigur, și cu votul de blamă, mențin părerea, dar negocierile sunt și la local. Dacă câștigă, nu știu, președintele Consiliului Județean va deveni un PSD-ist, primarii se duc și ei încolo spre PSD, dacă va fi un PNL-ist. Și, într-adevăr, în 2020 a fost un număr uriaș de primari de la PSD luați de PNL și tot, de exemplu, țin minte de la mine din Iași că chiar a câștigat, a fost o mișcare bună strict politic, pentru că la momentul respectiv cu ajutorul acestor primari care au plecat de la PSD, PNL a câștigat județul Iași, ceea ce a fost pentru prima dată în 30 de ani. Bun, dar eu aici apare o neîncredere, repet, acești primari se tem că nu vor primi, chiar dacă rămâne majoritatea asta, nu vor primi ce își doresc ei. Văd de asemenea că PSD-ul atacă în continuare PNL-ul, circulă un pliant în județul Gorj, de pildă, în care se spune așa, guvernul PSD, atenție, e unica garanție a creșterii pensiilor. Și mai jos se spune cum a umilit guvernul PNL-USR pensionarii. Deci eu înțeleg că în continuare PNL-ul e trecut la adversar. Uite, domnule, ce... nu luăm chestiunile punctuale. Păi, de ce să nu le luăm? Păi, nu, dar chiar că am mai găsit pliante cu pensii lipite de... fluturași publicitari, domnule Spătaru. Da, nu. Avem o înțelegere în coaliție. Această înțelegere în coaliție se referă la candidaturi comune la europarlamentare. În județe se vor merge pe liste separate, cu excepția unor situații în care, într-adevăr, se vor merge pe liste comune și cam atât. Despre asta vorbim. Da? În acest moment, fiecare primar în funcție poate alege să se ducă să candideze din partea unui alt partid doar la alegeri. Deocamdată nu s-a făcut nicio mișcare în bun, în partid, dar ziceți-mi cu pliantele astea, duelul pliantelor. La Timiș, de exemplu, PSD-ul făcea scandal că de ce PNL-ul a pus acolo cu talonul de pensie, că noi am mărit pensiile. Aici văd că invers. PSD-ul vine și spune, numai noi suntem garanția. Noi PSD, atenție, PNL-ul a făcut rele. Atâta timp cât primarii își maximizează votul la nivelul acelor comunități, acelor localități, președinții de consilii județene la nivelul județelor, e o campanie electorală. Ce vreți să o negăm? Candidăm separat pe listele locale. Lista comună e la europarlamentare. Asta este tocmai asta decizia mi se pare absolut incredibilă, chestia asta absolut incredibilă aceste comasări. Deci pe de o parte la locale spun nenorociții de la PSD, ăștia golanii de la PNL și la europarlamentare zic, domne, împreună vom face și vom trece. Haideți să nu, fiecare și asta. Exagerat așa, am vrut să extrem ca să se înțeleagă aberația acestei comasări. Domnul Șat a fost următorul lucru. Da. Atât PNL-ul cât și PSD-ul își asumă niște realizări din lăuntru acestui guvern, care e un guvern de coaliție. Evident că o să vină PSD-ul și o să spună da, am mărit pensiile, cum o să vină și PNL-ul și o să spună da, s-au indexat pensiile.
Da, ne întoarcem în câteva momente, doamnelor și domnilor. Cum ar putea această decizie din cazul Roșia Montană, care a fost exact inversă celei care se aștepta potrivit declarațiilor celor de la putere, cum ar putea dinamita scena politică acum în apropierea alegerilor și de ce? Imediat.